Mamă, ce să vedem, să învățăm cum să abordăm femeile pe stradă, nu? Trebuie să învățăm. Salutare și bine te-am găsit! Suntem în frumosul Iași, după cum vedeți. Ia! Am stat 4 zile aici, am avut mai multă lume pe teren. După cum prea bine știți... Nu uita de taxe, cred că Mr. Beast le dă banii gen cu taxele plătite, adică le dă în așa fel încât să fie gen full amount. Să dăm verdictul, ce părere ne-am făcut despre oraș, dacă recomandăm sau nu să veniți aici, iar pentru cei care sunteți deja aici, ce fel de seturi veți avea, ce fel de abordări și cum sunt femeile din Iași. Înainte, ce ancor are la gât? Ce... ce ancor are la gât? Să fie așa ancorat de pământ. Videoclipul intră pe www.fărăsestv.ro. Avem o grămadă de produse de care garantat vei fi interesat, pentru că acest curs de relaționare, fashion, du-te mă cursul de fashion, pe valorile alfa, stăpânește seducția la nivel profesionist. Asta sunt menite să te ajute să te înțelegi mai bine pe tine ca bărbat, dar și femeia din fața ta și oamenii cu care interacționezi în general. Așa că acestea fiind spuse, hai să facem câțiva pași spre clădirea asta minunată și să vedem oare cum sunt femeile din Iași. Hai cu mine! Ei, yo! Ei, yo! Ei, yo! Uai! What? De ce-i pune așa ceva, bă, frate, ești nebun? Băi... Na! Bă, ce pula mea, coaie? Bă, de ce mai pune așa ceva pe YouTube? Coaie! What? Abordări Iași. Salut! Sunt Bogdan. I-am contactat pe băieții de la Fără Sens TV. Am luat pachetul de coaching și... Nici e fericit, e coaching! Vă sugerez să... cumpărați voi coaching-ul, sunt bestial pe bune, sunt genial băieți. Și spor la gătare. Sunt Bogdan. ok. Mi-așteptam un prieten, dar văd că nu mai pare. Warrior cu 5 cărămizi, te pup, bro, mersi frumos, nație. Negru. Și chiar aș vrea să... Uite acolo. Bă, nu vrea fata, mă, lasă-mă în pace. De ce crezi că... Ok. Și am zis, bă, hai că vin și eu cu voi. Bă, atunci eram... Aveam, îți dai seama, era prima dată, aveam, îi întreb, mană, îmi trebuie ceva să iau de acasă, furculiți, linguri, ceva, bă, nu-mi trebuie nimic. I-am zis, bine, aveam emoții, știi, i-am zis, bă, nu-mi trebuie nimic, ok. Și zis, ok, mamă, hai să merg. Băie. Și ce fac tipii? Fix din avion, frate, că vreau să văd ce zice, ajung la destinație. Stai așa, mozo, dă-mi, îți zic eu când să-mi-l dai. Nu-mi las nimic, cu ce mâncăm, știi? N-avem nimic. Păi tot unul Păi nu, că uite, s-a dus la... O să ne încuim pe aici mai multe. Ai auzit riz acolo, ce riz? Piti riz a fost ăsta. Videoclipuri, pentru că noi am făcut, am vorbit și despre cum sunt femeile în Brașov, cum sunt femeile în Timișoara, cum sunt femeile în Târgu Jiu. Iar recent ultimul videoclip a fost despre femeile din București. Facem aceste videoclipuri ca tu să înțelegi că absolut peste tot poți să mergi și să abordezi femei. Majoritatea bărbaților caută să-și găsească scuze că femeile sunt nu știu cum în diverse... Ia, ce zice boală asta? ...diverse orașe. Le dăm într-un fel dreptate, dar există o reticență, poate, în anumite zone din România, însă la final de zi, absolut oriunde mergi, vei avea întotdeauna șanse. Ideea este cât de mult vrei să lucrezi la tine și să înțelegi mai ales că problema este la tine. Foarte, foarte mari sunt șansele ca problemele să fie la tine în momentul în care dacă tu ai abordat de ce să vei, nici măcar una nu te-a băgat în seamă sau nici măcar... Mă, frate, am auzit că ăștia se duc în club și genul scoși din club și căcaturi de genul pentru că agresează femei, frate. Dar una nu ți-a zâmbit sau nu a vrut să aibă de-a face cu tine. Așa că despre asta... Fără Sens TV a scris o carte care a revoluționat pentru totdeauna relaționarea dintre un bărbat și o femeie. Să vorbim clipul de astăzi. Noi am stat aici 4 zile, ne-am făcut o idee, am avut interacțiuni super faine. Veți vedea niște chestii fascinante în clipul ăsta. În general, lucrurile astea se întâmplă, așa că dacă s-au întâmplat și la ea și ne-am spus să vi le arătăm, să le vedeți. Băi, dubioși tare ăștia, mă, frate, dubioși, rău. Ți-am dat un 19-22? Da. Mulți înainte. Mersi. Ești în pauză. Mai unul care o pupă pe una forțat? Na, care? Ăla? Ce mi l-ai trimis? Trebuie să ne uităm și la ăla. Ce nașpa, pare rău pentru tine. Se întâmplă des chestia asta? O dată pe an.
ani, cam așa. A, ok. În perioadele mai stresante. M-am nimerit eu în cel mai bun moment. Legat de? Pe o dată pe an, cum trebuie să-ți faci prepuzia. Da, eu sunt nou prin oraș. E prima Mario, te pup, mersi frumos. E cam cald. Nu știu ce se face interesant pe aici. Și pentru agenția de asta de real estate, știi? Și abia mâine m-au chemat, dar am venit. Hello, Anastasia. Bă, când se terminăm finala la fotbal? Și oameni. Când e gata meciul? Sunt din Piatra Neamț, dar m-am mutat în București, știi, cu munca. Nu poți stai liniștit pe stradă că vine unul să se bage în seamă? Nu știu, mi se pare așa închiși, nu știu. Dacă intri într-un magazin și dai bună ziua, lumea e la modul, nu știu, ai nevoie de un algocalmin, te simți rău sau... Ai, nu cred asta. Îți spun sincer, mă jur pe cea mai scump. Evident, nu în toate, sunt oameni și oameni. Dar în majoritate... Auzi! Mi-am înțeles. La lecțiile de login? Păi da. Mi se pare că sunt oameni chiar foarte drăguți. Te pup, bonzi. În Iași spui tu. Abia am ajuns, deja m-am convins încă. Încep cu tine. Ula aia cum stă pe bancă. Ce ai tu, ai nebunit? Da. Bă, frate, ce se poate face aia? Păi aici sunt zona afară și... Hello, Carina. Ce facem, mă, acolo în spate? Ce-ți place ție să faci, poftim, te-au exemplu? În timpul liber, mă refer, nu acum. Acum nu prea îți place să faci treaba asta, cred. Da, ieșit din astea la terasă, mă ales acum e cald și zice că ție ți foarte călduroasă, deci... M-am îmbrăcat și eu negru și eu deștept, îți dai seama. Atragi toate razele. Da. Da, și foarte multe lucruri sunt de făcut, îți dai seama, ca în fiecare oraș. Presupun că și în Piatra, ce faci în Piatra, poți să faci și în Iași. Adevărat. Nu, mă gândeam dacă este ceva mai, nu știu, ieșit din comun. Având în vedere că e oraș mai mare, în sensul ăla. Chestii gen planetarium, chestii de gen... No. Știi? Nu. Da. Nasol. Planetarium! Mai să schimb planetara, mă, fra. Okay. Eu chiar am cumpărat de la login și mi-am bombardat vreo 10 femei într-o săptămână maxim. Pentru voi cei care sunteți în Iași sau v-ați gândit vreodată să vizitați Iași, am vești incredibil de faine, pentru că femeile aici sunt senzaționale. După cum ați văzut din... Cu aia să te duci într-un oraș numai pentru femei, crazy. Mi se pare, trebuie să fii terminat rău de tot să faci chestiile astea pe bune, terminat rău. Asta să fie aici nebun, mai însetul tău, bă, mă duc într-un oraș să vedem, frate, ce babardim în orașul respectiv. Na. E crazy. Stai în field, adică seturile trase, filmate și ce ați mai văzut pe la piscină și știți voi mai bine ce v-am arătat, ați văzut probabil că există un grad de deschidere fenomenal. Sigur că nu absolut toate femeile vor fi la fel. Bun review, sigur bun că review. Sunt unele prinse în bun capul lor, probabil vă întrebați care ar fi rata de succes. Reamintim pentru cei care nu știu, rata de succes înseamnă câte din 10 femei abordate într-o zi ar fi dispuse să iasă sau să socializeze în manieră plăcută și omenească cu tine. Cât afișează un grad de umanitate? Ei bine, s-au auzit niște tobe pe fund, dar răspunsul este de 80%. Rata ta de orice ancorare la gât. Succes aici va fi de 80%. În alte cuvinte, 8 din 10 interacțiuni vor fi foarte, foarte faine. Ancorat. Nu știu dacă mi-au luat refuzuri drastice, nici studenții nu și-au luat refuzuri drastice, au fost, nu știu studenții. Dacă a fost unul. Cu aia asta face turnee în fiecare oraș, frate, cu studenți, bă, nu pot să cred așa ceva. Maxim, să zic, total mega deplasat. În rest, reacțiile sunt fascinante, moldovencele sunt niște femei superbe, sunt dintr-o bucată, sunt directe, scurte și la obiect, la modul da, îmi place, hai să mergem, nu, nu-mi place, ok, iartă-mă, nu vreau să-mi petrec timpul. Da, garantat vă va plăcea. Câtă aură credeți că are lor în login, sincer? Uite pauzul ăsta, ce părere aveți de pauzul ăsta? Câtă aură are pauzul ăsta? Repede, spuneți. E rău. Cât aură are? Asta vreau să știu. Salutare, dragă macho și... Cum să vorbești cu o femeie pe stradă în București? Seducție explicată. Bine te-am găsit pe Fără Sens TV. Ăsta e un canal de relaționare seducție și aici înveți cum să vorbești cu o tipă, unde, cu o femeie, gen... o gazelă de dorobanți, face... dacă vrei, și cum să... Ce-o zis? O tipă, cu o femeie, cu o gazelă de dorobanți, dacă vrei. O gazelă de dorobanți și după aia o pus sound effect. Seara asta vorbim cu o gazelă de dorobanți. Coaie. Patrick, te pup, brodre. O gazelă de dorobanți.
Crazy. Vrei și cum să inspiri mai multă încredere în tine, în primul rând încredere în ea, zonă de confort și cum să te descurci în general când vine vorba de a socializa cu oamenii din jurul tău, să fii omul ăla alfa, să ai un mindset puternic pe care să nu-l atingă societatea cursul de emoții. Și mai e și ghidul ăla gratuit pentru a cunoaște femei noi, ar trebui să fii invincibil. Unde văd gen? Care e partea aia nebună? Așa că hai să dăm drumul la clip. Hei, bună! Rate the fit chat. Ziceți fit-ul ăsta cum e. Și ăsta are carte, frate. Curs de fashion. Are carte curs de fashion, să nu uităm. Lasă vorbesc tine două secunde și am văzut că te-ai băgat repede în telefon. Ce? Eu sunt Andrei. Hello, Omi. Aștept un prieten. Tu uitai, parcă am ceva în palmă, știi? Tabăra de seducție, 10-15 august, locuri limitate, locație Vama Veche. Ăștia au fost... Uite-l, ai mă, pe ăsta! Îl mai țineți minte pe ăsta din tabăra de seducție? Ăsta a fost și la a doua ediție, ești nebun? Nu i-a reușit la prima. S-a dus și la a doua. Uitați-vă un pic la... La zi, specimenele astea de aici. Mi-ai plăcut așa cum mergeai și am zis că ești super drăguță, vreau să vorbim puțin. Okay. Când se termină meciul, mă? 19, mulți înainte. Suntem la secunda 20 și s-au întâmplat mai multe lucruri. Foarte probabil mult mai multe lucruri decât ți-ai dat tu seama. Așa că hai să elaborăm chestiile astea. Primul lucru, după cum ai văzut, nu m-am pus sub nicio formă în fața ei. Lol, nu cunosc pe niciunul. Păi cum să cunoști, mă, frate, că ea nu ești din casă până la tabăra de seducție. În momentul în care am oprit-o. Este foarte, foarte importantă chestia asta. Red Bull-ul ne am văzut mai mulți bărbați care se pun ca mai mulți oi în fața femeii cu care vor să relaționeze, pentru că asta inspiră încredere. Gândește-te pentru o secundă cum ar fi eu necunoscut pentru să vin că din față, că din spate să mă pun ca un pom în fața ta. Este ceva lipsă de respect, este o modalitate prin care... Păi asta pentru fiecare femeie pe care a deranjat-o l-aș însemna ca și pe vaci cu fier încins. Ca așa e făcut tatuaje din alea, știi, cu lacrimi. Ca pușcăriașii. Te oblig să stai de vorbă cu mine și nu ar trebui să fie așa. Trăim într-o țară și într-o lume care a luptat foarte mult pentru dreptul de a fi liber. După cum ai văzut în clip, de altfel port și ochelari de soare. In-game, bineînțeles. Mai târziu și o să explic de ce sunt gretați. Stai, bă, Login, ești prost. Bă, cât vorbești, mă, omule, taci. Legea ta, de ce zâmbești așa? Ascult muzică bună. Ce muzică asculti? Acum e ceva nou și am descoperit de la Toblu. Uite că eu pus mâna. Eu luat casca aici, nebun. Sunt cam gangster, așa. E, așa facă. Ești de aici din București, că m-am mutat recent. Ah, ok. Cum nu prea am prieten, am zis să socializez puțin. Suntem la secunda 40 și după cum ai văzut, la un moment dat o întreb ce muzică ascultă. Iarăși în continuare sunt relevant, sunt atent la detalii. Văd care căștile ascultă ceva, vreau să detensionez puțin atmosfera. Ascultă Samson, da. Vrea să-l omul. Ok. Asta o să folosesc și eu de acum încolo. M-am mutat recent în București, asta, exact asta o să zic. Am învățat de la Login, gata. Nu e frumos să dai timp. Chiar m-am mutat recent în București. Un străin așa din depărtări, un străin fain. Bă, mă întrebam, nu ți-e frig așa? Că mie mi-e frig așa. Păi sunt îmbrăcată bine, nu. Am zis să mă încălzesc în brațele tale inițial. Ai, 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 El Riz. Bă, nu ți-e frig așa? Că mie mi-e frig așa. Păi sunt îmbrăcată bine, nu. Am zis să mă încălzesc în brațele tale inițial. Să începem friendship-ul cu îmbrățișare de aia faină. Te las pe tine să vii. Ok. Ala. Ok. Îmi place, sincer. Super sincer. Sunt foarte bine. Sunt foarte bine. Ok. Eu cred că fata asta a făcut numai de aia, că se simțea prost, gen. A trecut un minut și 10 în interacțiune, s-au întâmplat mai multe chestii. Am făcut nu știu ce remarcă, am dat în sens. I-a plăcut să spunem, trebuie să vedem ce sunt. Am scos să meargă. Ce socializez, știi? Și o chestie pe care am să facă bucureștenii nu o fac. De unde ești? Departe. Sunt fotograf și m-am mutat aici, că am spus să meargă mai bine. Ești fotograf, mâncați-aș? Ești fotograf? Ce asta faci? Ce-al meu? Fotografiezi? Da, da.
și... La anunț, la eveniment, la chestia de asta. Ah, ok, am înțeles. E plătit foarte bine și sunt așa bucuros. Am zis că în București dau maxim dacă vin. Unde studiez? Ai văzut ce-a făcut? Unde studiez și-a luat așa părul, frate, ești nebun? Miază-te, brother. Psihologie. Nu cred, nu cred. Nu știu, mi se pare așa, wow. Ce te-a făcut să studieze psihologia? Păi, nu cred, nu cred, nu. Mi se pare așa, wow. Băi, mi se pare wow. Mi se pare wow că okay, studiez psihologia. Ok, pe limba ăstora mai puțin involați. Înseamnă că o să lucrez așa. După ce termin, după ce îmi dau licența. Câți ani de pușcărie? Wow, tare. Suntem la minutul 2 și probabil ai observat că tot o țin în continuare structura conversațională pe relevanță. De ce? Relevanța este cea mai importantă și ce-i drept în unele seturi, cum le numim noi, în unele abordări și conversații cu femei, e nevoie de mai multă relevanță și este ceva bun. Pare, wow. În alte seturi, cu anumite femei, e nevoie de mai puțină relevanță. Cred că în seducție, cea mai grea artă, să zic așa, ar fi aceea de a înțelege calibrarea și când ar trebui tu să te calibrezi, să-ți calibrezi mai degrabă comportamentul, stările și absolut toate comunicările astea subliminale. Cred că asta ar fi cea mai grea de stăpânit. Băie, ce dracu vă căcați atâta pe voi, mă? Coi, trebuie să ai un pic de swag, să nu fi terminat, ci literalmente poți să ai ce femeie vrei tu. Iar asta, sincer să fiu, se dobândește doar abordând. După cum vezi în situația de față, îi ofer ce ar spune. Chiar să-l abordezi ce ar vezi. Dacă și ea vrea, bineînțeles. Poți să continui. Destul de natural. Hai să vedem mai departe. Dar nu știam că trebuie să studiezi psihologia pentru chestia asta. Păi, uite. Se numește facultate de psihologie. Asta iese la pere, zice că a băgat azi două seturi de agățat, pe bune. 10 flotări acum sau minus 5.000 aura. Fuck it, nu risc. Nu risc, nu risc, nu risc. Hai că n-am loc, frate. Nu risc. Nu risc, nu risc, nu risc, nu risc, nu risc. O scos Teo 10 clip? Psihologie este un facultate, adică e facultate de psihologie și științele educației. Și eu sunt pe științele educației. Nu risc. Ce îmi place cum o spui, eu sunt pe științele educației. Da, mă duc. Da, și... pe științele educației sunt trei ramuri. Pedagogia învățământului. Bă, ce vorbește mă asta mă frate, ești nebun? Asta se crede, asta zice că e profesorul în seducție și vorbește cu ea despre facultate. Când ar trebui să-i dea Riz. Coaie, asta e... El Riz. Vorbești cu ea despre facultate, mă nebunule? Ce cu ei pasă, coaie? Fix asta nu cred că vrea să vorbească fată după ce a venit de la facultate. Despre facultate. Are sens? Cum ești pe asta? Super tare. Mamă, ce aer avem aici. Mamă, ce aer avem aici, e crazy. Mă glumesc. Da. Mă, ce aer avem aici. Mă glumesc. Am și eu o bluză pe culoarea asta, îmi place maxim. Ce? O bluză pe culoarea asta îmi place maxim. Nu m-am gândit niciodată să o port la blugi albaștri, ce fain da. Îmi dai idei de fashion acum, stai așa. Îmi dai idei de fashion. Super tare. Și tu tipă drăguță. Hai că ține-mi legătura în cazul ăsta, dăm voie să te pup. Păi vrei să stai să-mi și o țigară asta. Dăm voie să te pup. Și mai stăm puțin, nu-i problemă. Simțeam okay. Nevoia să te pup. Okay. Nici măcar nu s-a dat acord, s-a dus direct. Direct, coaie. Tu tipă drăguță. Hai că ține-mi legătura în cazul ăsta, dăm voie să te pup. Păi vrei să stai să-mi și o țigară asta. Dăm voie să te pup. Și mai stăm puțin, nu am nevoie să te pup. Ok, în capul tău ești weird. Da. Că eu râzi el singur la ce o zis, ești nebun? Ok, în capul tău ești weird. Da mă, nu sunt... Știi care e faza? Nu sunt un fan al Instagramului cum e ziua de azi, ce părul tău lung. Lumea zi... Păi, pune mâna pe păr a șaptea oară. Da, dar așa, hai să ne refugiem pe social media, pă, nu sunt de acord cu chestia asta. Nu știu, nu-mi place. Dar poți să-ți faci prieteni, uite... Club? Tinder? Ai e o dating app.
Tinder, din ce știu. Și n-am auzit în halul ăsta. N-am ajuns în halul ăsta. Adică, no offense, dar... Aha, n-ai ajuns în halul ăsta, coaie, dar tu crezi că e mai bine să te duci pe stradă și să dai haraz la femei? Zic că... Sau un club? Ok. Dar, cum ți-au fost experiențele acolo? Bisexuală. Îmi place că admiți asta. Mă ieșită cumva. Ha, mă, nu te speri, stai aici, că nu mușc. E crazy să zici așa ceva. Fetele n-au... Coaie, dar tu dai seama că este unul care stă mereu în spatele lor și gen filmează. Scris pe fronte bisexuală, gay, știi? Și mi-e foarte greu să abordez fetele, pentru că am foarte multe sunt straight, știi? Sau bisexualele, de exemplu, nu prea le cunosc, adică nu merg pe stereotipul ăla, păr scurt. Am ajuns la minutul 5 în conversația asta și după cum ați văzut, s-au întâmplat ceva mai multe chestii. Am continuat cu relevanță, da, pentru... Da, ai fost... Sexual predator, ești nebun? Hai, s-a întâmplat, aș dracu. Știi care e faza? Nu prea se exprimă, din câte știu eu. Au o reținere în a... Gen de asta rămân uimit la tine, pentru că sunt wow, aș vrea să fie mai multe tipe ca tine. Să spună, da frate, îmi place, mi-asum. Înțelegi? Normal. Eu am cunoscut câteva, sincer. Dacă vrei, poți să-ți fac conexiunea cu ele, nu-i problemă. Okay. Dar, da, înțeleg ce spui. Nu multe au curajul să-și... Ce o zici? Stai un pic. Eu am cunoscut câteva, sincer. Dacă vrei, poți să-ți fac conexiunea cu ele, nu-i problemă. Dar, da, înțeleg ce spui. Nu multe au curajul să-și asume chestia asta. Mai open, știi? În sensul ăsta. Da, pentru că e vorba de orientare sexuală și n-ai ce să zici. Mă, n-ază, îngălizim bisexuală, știi? Bă, mie mi-ar plăcea, uite, pe mine mă excită, sună sexy. Hei, salut, sunt bisexual, îmi plac tipele mai mult decât bărbații. Nu mai spun, când zice una așa, sunt, oh, stai așa, stai așa. O veni să o salveze. Gata, deja. Ah, da. No. Ar fi fain să fie mai multă lume așa, mai deschisă. Trăim într-o generație în care, frate, nu poți să mai rețineri. Îl vezi pe Emil Rengle care se, cum să spun, se exprimă. Da? Bravo lui. Asumă-ți coaie și aia e. Da. Lumea te va judeca indiferent că ești tu cumva sau altă. Aia e. Așa că... Tu nu studiezi nimic? Nu. Ține. Cât îmi dai? Ia, și acum ții infarct, ești. Mamă, cât îmi dai? 24. 24. Nu, mai urcă. 26. Mai urcă. 28. Ia, ce mă. Da. 28. În martie. Poți să ghicești ce zodie sunt, însă. Da. Băi, asta face piruete. Poți să ghicești ce zodie sunt. Yes. Yes. Ce zodie sunt. Ha, ha. Ce zodie sunt? Să nu zici că ești pești. Dar cum ai ghicit? Cum ai ghicit? Îmi explici și mie treaba asta? Ești un zodie după lume. Ah, ok, ok. Eu sunt cu zodiile și asta e trece zodie ești. Am mai vorbit cu o tipă acum 3 zile și mi-a spus fără să spun mai nimic: tu ești pești, nu trebuie să fii pești. Eram, de ce? Păi că pe voi peștii sunteți așa sociabili, sunteți romantici, îndraci. I-am trimis o piesă, știi? Ce asculti? Mai de toate, dar în ultimul timp ascult aia, îmi place foarte mult aia de la Flex Kiss Me, Jessie, aia cu Selfish Love, nu știu dacă știi Jessie Ware. Mă rog, da. Și sunt mai romantici așa, știi? Da, da, da. Și era, tu trebuie să fii pește. Ce ascultăm ăsta? Care, nu, îmi zicea mie, da. Voi sunteți aia care iubiți așa necondiționat, căcaturi de genul, știi? Peștii sunt... Mamă, ce-i cu fața asta? Ce-i cu peștele? Mă, uite, pești, balanță, gemeni. O concluzie poți trage de aici. Că sunt dual. Ok. Înțeleg unde te duci. Tu ce zodie ești? Și ce înseamnă să sunt duali? La ce se referă autorul? Ăsta când văd chestii despre mine, ești nebun din videoclipul ăsta. Mi-arăți, îmi pare așa, săgetător? Ești foarte probabil. Stai așa cu arcul, bam, și tragi la țintă, așa mi se pare. Mai încearcă. Ok. Pe ce ești? Păi mai încearcă. Păi nu prea le-am cu zodiile, le zic așa la nimereală. Nu zic că ești leu sau... N-am idee ce e în aprilie. Eu nu-s pește, îs balanță. Berbec, au, mamă. Balanță, tot sunt aproape. Tu împungi așa, când te supără cineva, bam, i-o dai. Nu, chiar. Mă, contează foarte mult și ascendentul. Aoleu. Ascendentul îți dai seama după... Iulia, mersi frumos de donație. Ah, ok. Este un calculator și îi spune acolo, faci vorbă. Ce zodină ești? Șobolan. Fluture. Nu, îs balanță cu ascendent în scorpion și cu luna în rac. Îs vai de pula mea, adică. Măcar dacă aș ști ora la care m-am născut. Păi intrăm cu maică ta. Păi, da, e o întrebare și asta, e o idee și asta.
Chestia e că mama m-a scăpat în cap la naștere și mi-a dat și numele dubios, știi? Mă numesc Lauren și... Lauren? Da, și așa, lumea e... Ce nume e ăsta? Scoopt? Ce? Sau nu scoopt? Și mi imaginez mereu că... Alex, știi? Chiar fața am un prieten bun care cheamă Alex, la care auzi ce spui tu. Bă, na, asta e... Adică, nu știu. Scuze-mă, o secundă, da voi să vă, n-am mie. Cu ce. Și mie. Vorbim, da? Da, da. Ok, în ultimele 3 minute rămase se întâmplă niște lucruri interesante. În continuare discutăm relevanța, asta nu e neapărat interesant. Interesant este că la un moment dat apar niște prieteni ale sale, iar ea, fără să-mi spună absolut nimic... Ai drept cu mă, frate.